Salutare idealor, aici pe Pearl la un episod din Maps from Subs. Oh yeah, am revenit cu Maps from Subs, episodul 57 dacă nu mă înșel. O să avem și noi frame-uri mult mai bune decât până acum. Important e să nu țin Minecraft-ul la o rezoluție generoasă și să-l țin la o rezoluție cât de cât necesară filmării, în orice caz. Bun, uitați să aveți și butonul de like dacă mă susții, îți place seria și vrei să pun în fiecare zi episoade din Maps from Subs. Și acum se pare că o să pot să pun episoade, pentru că oarecum am reușit să rezolv Minecraft-ul cât de cât. Așa că, bun, hai să continuăm să vedem ce avem pe mapa asta. Opa, se pare că ne-a dat deja cu Game Mode 1. Hai să-l schimbăm noi pe Game Mode 0. Hai să vedem. Salutare, pe părere, sunt Sese, sau sper să nu fie Șese sau Șeșe. În fine, Sese. De la oamenii zăpezii și astăzi îți prezint harta. Pe părcel obraznic. Ești un țăran care vrea să facă copii cu soția lui. În general, țăranii fac mulți copii, dar mărioara e foarte prietenoasă și îți cere 500 de euro către un bilet. Un bilet, stai, 500 de euro, un bilet către Hawaii, un buchet de flori și un parfum. Mult noroc. Parcă ești că sunt tu țăran și vrei să fac copii cu soția lui. Adică țărancile nu sunt așa de vițoase. Ok, nu există reguli. O, da. Stai, vibratorul mărioarei. Ok. Se pare că mărioara are niște... Ia, gândul lui Pep. Letter boots, letter... sunt destul de interesante. Parcă aș fi un miner modern. Hai să vedem. Gândurile mele. Prima dată a trebuit să fac rost din niște bani. Mai bine mă duc la Costel la magazin. Hai să vedem dacă are Costel la niște bani. By the way, sunt două endinguri. Nice. Sex shop. Salut, Pepper, ce mai faci? Acum zic eu. Bine, am nevoie de 500 de euro. Vreau să schimb vibratorul Măriei. S-a făcut. Pune aici vibratorul Măriei. 100 de euro, 100, 100, ok, se pare că avem 500 de euro. Stai pe pressure plate. Atât, tati, hai să vedem. Casa lui Marcel. Păi de la Marcel ce să mai cerem? Doar am făcut rost de bani deja de la Costel. Anyway. Oh, tu cine ești, mă? Marcel? Ninfomanul. Bă, omule, ce-i în cap? E fumat ceva dimineața, este? Fii obraznic cu mine, pe păr, mâr. Biciuiește-mă folosind shift click dreapta, pune biciul la loc. O să-ți fur flori din grădină. Mi-e cam frică, stai la distanță. Leather, 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 leather. Gând. Bilet către... de la asta trebuia să luăm biletul către Hawaii, ok. Și trebuie să-l biciuim pe nenea asta, serios? Hai să-l biciuim. Buia, buia, buia. Ok. Hai, mă doare gâtul, hai că am scăpat și de Marcel. Dar cum urc... Bă, până acum mapa chiar îmi place, să știe, destul de drăguță. Îi voi lua parfumul și florile de aici. Hai să vedem, sticluță de parfum. Ok. Parfumul bănesc că l-am luat, deși e doar o sticluță cu apă. Hai să luăm și florile. Ok, am luat și florile, am luat și parfumul. Bănesc că ar trebui să mergem. Ia stai puțin. What? Stai. Stai. Keep inventory true. Așa, nu vreau să pierd astea, știi? Acum trebuie să ajung la nevastă mea. Nu te opri. Opa. Oh, shit. Urcă, urcă, mă, mai repede, mă! E, bravo! Hei, ce tra... Mamă, unde m-a dat? Ia. Trage și ai să vezi ceva. Ăsta-i spawn point-ul? Wow! Deci dacă am murit acolo... Bun! M-a fraierit! Băga-mi aș... Acolo nu e apă. Tipul m-a fraierit. M-a fraierit total. Stai. Ce-ar fi să pic eu foarte frumos în lavă? Oh, stai că mor chiar dacă mă arunc în lavă. Atunci ce ar trebui să fac? Stai.
Înainte asta, cel mai probabil. Să mă jos. Apă cred că ar fi, dar într-o anumită parte. Ok, văd că apă e. Apă e, dar nu știu cum să ajung acolo. E, încercarea moarte n-are, știi cum e. Cred că mai bine era să scap de acolo din lavă. Hai mă, omule, ai o problemă cu... Uite cât de aproape am fost. Uite cât de aproape am fost. Atunci, chiar nu vreau să fac asta. Vreau doar să-mi iau cât mai mult avânt. Uite cât de aproape am fost. Dă-o, dracu, de aici. Nu pot să cred. Am fost super aproape, uite-te și tu. Cred că îmi bag... Ia să vedem. Oare de aici picăm? Oare de aici prindem o gaură? Nu pot să cred, am prins o gaură cu apă. Ok, stai, pe aici nu scrie nimic. Bun. Din Stunting Creative, stai. Nu este foarte mult oxigen pe aici. Bun, ăsta e un labirint, să înțeleg. Opa, de ce mă mișc mai încet? Blindness, slowness, opa. Probabil pentru că e foarte puțin oxigen, a? Ok. Oricum, tipul a zis la început că nu e niciun fel de regulă. Bine, nici să folosești game în mod 1 ca un disperat. Dar l-am folosit game în mod 1 ca un disperat. L-am folosit când aveam mai mare nevoie. Stai, am venit de aici. Hai să încercăm stânga. Fix de slowness aveam eu nevoie. Bun, se pare că am ajuns unde trebuie. Credam, avem biletul către Hawaii. Avem florile, avem tot. Lapte de taur. Că, omule, ai o problemă, zic eu. Aici e alegerea ta, crâșmă acasă. Păi după ce am băut niște lapte de taur, ar fi mai bine să mergem la crâșmă. Bună ziua, cu ce vă putem servi? Aș dori un rachiu de prune. Apasă butonul de la stânga la dreapta. Se pare că avem un rachiu... Nause. Se pare că am băut un rachiu de prune, aoleu. Bad ending. Mă doare capul. Ce scrie? Celălalt ending. Au, stai, oprește-te. Nu beți și conduceți în același timp. Rest in peace. Pepper, accident de mașină din cauza beției. Nu, a murit. Ia să citim ăsta și apoi mergem la celălalt ending. Tot notă hărții, ținând cont că e prima mea hartă. Frate, îți dau nota 9. Stai mă semnez. Atât. Hai să vedem. Dan. Și hai să mergem la celălalt ending. Hai să alegem acasă. Ucide-i pe amândoi sau doar pe Gigel? Ai prins-o pe Maria că te înșeală. Mamă. Mario și o care-ți luase în bilet, îți luase în vibrator. Uluci pe Gigel. Măriucă, hai în pat. Hai măriucă în pat. Deci asta este good ending-ul. Păi, cam atât din acest episod, Ardeilor. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați și voi să apăsați butonul de like. Eu am fost Pepper. Dacă vrei să nu omori pe Măriuca, apasă butonul de like. Ne revedem în episodul următor. Bye, bye!